Salutare, dragilor! Astăzi o să facem un machiaj simplu, de tip o leacă mai mult decât nude make-up. Mi-a cumpărat ea ca așa ceva ieri și vreau să-l testez, să văd cum e. La magazin l-am testat doar aici, pe mână, așa că vreau să văd cum e pe față, cât e de bun. Așa că o să începem să punem cremiță și după care să punem și fond de ten și alte chestii. Deci, hai să începem! Prima și fac, o să pun niște crem hidratant pe față. Nu mult, dar un pic ca să-i fie ca bază. Deci așa. Deci asta e, o cumpărat-o de la My Skin, e coreeană, din Coreea de Sud. Firma e Enof se cheamă, nu reclamez, dar vă zic cum e, ca să mă întrebați. Și 13 numărul de nuanța. Nuanța e un bej roz, iaca roz bej, dacă se vede aici, nu știu, roz bej numărul 13 C. Litera asta tot e, o adăugat, așa nu știu de ce, dar o adăugat și litera la numărul ăsta. Și avem un C care e AB, nu am văzut acolo, am văzut numai C și N. Și cred că după ordine alfabetică, după claritate, cât e de clară, nu știu, și are SPF 15, cam asta, iaca. Nu știu dacă se reușește să vede ceva de acolo, iaca așa, cam. Să punem. E ca așa de culoare. E foarte deschis la culoare. Eu pot spune odată deja că e foarte bună. Că deja o văd cum se aplică și cum se așează. Să duci în burete în loc să aplici pe față. Nu, ne trebuie ca el să aplici pe față, dar nu pe burete. Mai pe scurt. Camera mea nu știu ne arată tare mult galben. E foarte mult galben pe densa, da? Nimeți cercul. Ne-am uitat cercul, nu știu. Să ne duc cercul. Da, e bun, îmi place. E foarte bun. O BB cremă e extraordinară. Se așează bine. Așa. Și acum să facem ochișorii. E foarte bună. Și 100 de mililitri. Asta să ne ajungă pe foarte multă vreme. E cum, nu știu, pe câteva luni să ne ajungă precis. Depinde cât de des o să o folosesc, dar eu am ea pe tăite, le-am aruncat, că erau cam scăzute și ne-am cumpărat-o pe asta nouă și de-am că să merg cu densa în fiecare zi, pentru că avem prea multe și le mai folosim diferit, adică într-o zi unul, într-o zi alta și n-am să mai cumpăr așa de mult, că cheltui bani nu le folosesc, mai bine ne una și merg cu una. Că la mine cam e standard, în fiecare zi, așa și ești, un tip de machiaj, adică
Îmi place să țin standardul și să merg cu același tip de machiaj de jos. Și deci îmi ieșeac așa pensula mea, foarte nice. Ieri m-am dat tot cu asta și tare bun. Vede o leacă, da? Creionul meu culoarea așa mai verzei cafeniu verzeu tot așa la care îl folosim eu ca tare nu prea fac des sprâncenele. Da, ultimele zile am început să ne le fac permanent, așa că, adică, zilnic. Am mai stat, dar nu-mi place. De la Evelyn Cosmetics. E bunișor, că tare, dar nu-mi place aplicatorul, că e încovăiat, așa, nu-i chiar tare comod, dacă sincer. Ia că așa-i. Nu știu dacă se vede. Ia că e încovăiat. Nu e rău, dar așa l-am mai tare îmi place. Care l-am de la Vivienne Sabon. El ne-am de mult s-a uscat, dar îmi place tare cum e periuța și ea. Săgețele nu o să le fac. Aici care las așa curăță. Așa. De obicei mai fac pe pomeț aici o leacă de rumeori. Cred că să fac și acum o leacă. Nu pun mult. Un piculeț, nu? Așa. Ia că s-o dau ca tuleacă, nu e mult. Justo că trebuie. Adică... Așa. Voilà. Trebuie să ne fac și coafura. Vină și pupsi. Asta nu-i pupsi, asta-i perla. Să fac o leacă de călăzie, desigur că dacă eu fac video, pentru și să nu-mi strice o leacă sunetul. Trebuie și eu să colaborez la crearea conținutului vizual, audio-vizual. Am așa ceva. Dar asta e prea întunecată pentru machiajul de astăzi. E așa, foarte întunecată. Perla, povestea ai? E așa. E Bordeaux. Foarte frumos.
dai întunecățel pentru machiajul ăsta. Eu vreau să iau un roz, dar rozul nu l-am aici, am aici așa un roz, dar el e roșietic așa, nu e roz, e nuanță, cu nuanță de roz, dar e un roșu. E ca așa, roș-roz. Pot să-l pun pe ăsta, că tare-tare frumos, dar e tare unge pomada asta, rojul ăsta. Dar noi să-l punem, hai, și e mai așa, mai intens azi, de exemplu. Foarte mult unge. Aceea care am vrut să o pun, de fapt, este un bură de cacao. Și cum e român, bură de cacao. Mai pe scurt, una de fiecare așa, mai de iarnă ca atare, chipurile. Da, eu folosesc anul împrejur și are nuanță de cireșică. Da, de chiar de ghesuiet, adică dacă asta e ruș veru, ruș adevărat, și se vede tare ghin, apoi și nu prea. Adică... Asta e de la Deborah Milano. Numărul 6. Nu se vede nicio prânză. Numărul 9. Numărul 9. Rosetto Milano Red Shine. Ipoalergicul numărul 9. E ca așa un bullet. Siaca. Cam asta e pentru machiajul de azi. Trebuie să punem. Iaca așa arată machiajul meu. Nude make-up. Machiajul coafura. Deci... Coafura... Chiptanat și upăr. Coafura simplă, adică nu e nică extraordinar. Da... Ghegeri l-am spălat și... Când mă da putență, am ușa să trebuie să-l spăl iar. Mai pe scurt. Cam asta este pentru videoul curent. Dacă v-a plăcut, puteți să puneți un like. Dacă nu v-a plăcut, puteți să puneți un dislike. Să ne vedem data viitoare. Nu știu, Catarin. Eu ne-am făcut canalul ăsta că mă gândeam că cred că să fac multe machiajuri în fiecare săptămână câte un video. Dar pe urmă am văzut că nu chiar se plinește să faci, pentru că nu poți să faci în fiecare săptămână un așa și așa, corect? Trebuie să fie totuși de fiecare dată ceva nou. Cum ea că e Niki Tutorial, de exemplu, el face ceva nou în fiecare video. Și extraordinar, nu că pur și simplu nou, dar ceva extraordinar, e de best. De asta, eu nu sunt expertă, nu sunt nici profesionistă în machiaj, sunt așa, entry level, cred că, nu știu cum să mă chem, normal user, aș zice că normal user cu... machiaj așa, înspre Korean style. Korean style. La mine e machiajul de zi cu zi. Și cred că nu știu, de fapt, că tare
Mi-ar plăcea să fac mai multe machiajuri diferite, dar eu vreau ca tare canalul ăsta, eu aș vrea ca să fac pe el nu machiaj anume, dar grim, adică Hollywood make-up. Dar nu mă refer la Hollywood de frumusețe în sens cum se face în Hollywood. Dar mă refer la machiajul și ala. Adică nu e machiaj, e make-up. Adică transformare în Hollywood. Și se face cu monstri, cu tot felul de chestii de astea, desenare pe față. Am aici că tare niște crioane, mi-a cumpărat și ele care desenează pe față pentru copii. Nu sunt chiar tare calitative. Nu cum, sunt calitative. Nu sunt hipoalergenice, dar pur și simplu nu sunt ele profesionale ca să fie intensă, culoarea intensă, dar el pentru Hollywood trebuie să fie culoare intensă, adică nu bright, să zic, dar intensă, anume, să nu și spălășit, așa că nu se vede nici pe urmă, adică nu are rost să-l pui, că nici nu se vede, adică fac o mică demonstrație să înțelegi despre ce vorbesc. De exemplu, albul ăsta, e ca am o serie de crivani așa, cele pentru copii de desenat și fața anume de desenat. Și dacă luăm să-l dau așa. Nu cum, el nu e chiar. Dacă se vede ceva. El cum? El este, dar nu e așa de intens. Se vede, adică. Dar eu vreau deși ala ca nume care se folosește ca la geisha în Japonia. Un alb deși ala care poți să-l pui cu pensula pe față. Și nu găsesc la noi, nu găsesc nicăieri, adică nici la magazinele de rock, pentru goth, nu se vinde așa ceva. S-a dus și poate numai în Halloween și s-a dus cu toate astea care se găsesc la toate magazinele, practic așa ceva. Dar aș vrea să ne iau un complet de culori de cele astea și să ne fac tot felul de să provez tot felul de machiajuri, de scene, să zic așa, pe față. Să ne fac tot felul de transformări de monștri. Da, mi-ar plăcea tare mult. Anume asta îmi place în machiaj. Adică asta am vrut să fac pe canalul ăsta. Dar până când, încă nu s-a primit. De când am canalul ăsta, de-am de vreo un an jumătate, mai decât dacă nu, așa. Cam așa. Dar am pus numai vreo 3 videouri pe dansul, cred. Trebuie să mă corectez mai pe scurt. Dacă canalul este, trebuie să fac videouri mai des. Măcar unul pe lună, dar ceva așa bun. Bun calitativ, ca să se merite. Da, și lumea să uite. Că n-are rost să faci ceva iurea, repetitiv, zi după zi, adică video după video să fie un așa și așa. Că nu e uitabil, nu se uită lumea la asta. Nu, bun, eu sunt masterul să mă corectez, să fac ceva mai interesant pentru voi și să revin pe acest canal despre make-up și să mă împart cu voi cu ce îmi place foarte mult, dar ce încă nu reușesc să fac, adică nu sunt bune în asta, nu sunt o expertă, nu sunt o... Ne place, pur și simplu ne place. Dar sper să reușesc cumva să-l zăvădesc canalul ăsta, să pornească odată și pierna. Mai pe scurt, ne vedem data viitoare cu un nou video. Sper să fie top!